Eu sunt Andreea Vrabie, sunt reporter la revista DOR, unde de 4 ani fac un podcast care se numește Pe Bune și în care invit artiști, muzicieni, antreprenori, fotografi să îmi povestească un pic despre munca lor, cum au ajuns să facă ce fac, dar mai ales care sunt problemele, fricile pe care le întâmpină în munca lor, să se arate un pic vulnerabil. Însă nu în calitate de reporter am fost invitată de gazdele din fiecare oraș în această dimineață, ci pentru că în urmă cu 6 ani, de fapt în ianuarie să fac 7 ani, am făcut parte din echipa care a pornit primul chapter Creative Mornings din țară, Creative Mornings Bucharest, și am făcut asta timp de 4 ani până am reușit să găsesc în Elvira un om care să creadă la fel de mult ca mine în puterea acestor evenimente și l-am predat ei. Însă, de atunci, nu știu, Creative Mornings, pe lângă faptul că a fost primul proiect pe care l-am făcut, pe care l-am pornit în țară, a ocupat un loc foarte special în sufletul meu și am multe amintiri plăcute din timpul evenimentelor. Îmi amintesc cum într-o dimineață de ianuarie, la 6 dimineața, căram un ecran de proiecție prin zăpadă până la genunchi, sau cum înainte de altă ediție mi-a explodat un expresor în spate și m-a împroșcat de cafea, iar eu trebuia să mă urc pe scenă. Și sunt lucruri care poate nu sună amintiri plăcute, dar cred că orice organizator de evenimente știe cum ajungi să te uiți la genul ăsta de dificultăți sau de întâmplări cu nostalgie după ce ele trec și cum îți dai seama de sentimentul de împlinire că până la urmă evenimentul a ieșit bine și că ai reușit să rezolvi orice problemă. Din fericire, în dimineața asta, fiecare dintre voi și-a procurat cafeaua, așa că nu, organizatoarele nu mai au problema asta, am scăpat de problema asta. De asemenea, mi-amintesc că atunci când am început Creative Mornings, București era al 64-lea oraș din toată lumea care se alătura francizei, iar acum am observat că Creative Mornings se întâmplă în 220 de orașe din toată lumea, iar asta este, nu știu, fantastic, e o rețea fantastică de informație care nu ar fi putut să existe dacă nu, mai ales într-un an ca cel prin care tocmai am trecut, dacă nu ar fi existat niște parteneri locali. Ediția de anul ăsta, ediția asta specială, este susținută de biscuiții Belvita, care sunt numai buni pentru dimineți creative, dar și când ai nevoie de o pauză de la muncă și vrei ceva dulce, dar și de parteneri globali. Cred că deja îi știți, dacă ați mai participat la Creative Mornings, MailChimp, care e un lider în marketing direct și în creare de newslettere. Cred că mulți dintre noi am creat un newsletter cu ajutorul lor. Și platforma de project management și de organizare a echipelor, Basecamp. Dar mai ales evenimentele astea nu s-ar putea întâmpla fără participarea unor gazde și a unor voluntari care sunt dispuși să dea din timpul lor și energia lor ca să le aducă în comunitățile în care vă aflați fiecare dintre voi. Și am să le numesc și am să le rog să ne salute de unde sunt. Andreea Taco din Timișoara. Andreea? Bună dimineața tuturor și mulțumim că, dincolo de oboseala de online, alegem să fim împreună în dimineața asta. Pentru mine înseamnă enorm. Trecem la București, Elvira Lupșa. Bună dimineața! Mă bucur foarte mult că avem atât de multă lume alături de noi și mă bucur enorm că am reușit să facem acest eveniment cu toate încercările lui. Și mulțumesc mult invitațiilor că au acceptat să ne fie alături. Ștefania, din Cluj. Salutare, servus toc. Mă bucur tare mult că am reușit în sfârșit să ne reunim cele 4 orașe. Sunt super entuziasmată pentru această dimineață.
Și mulțumesc din suflet încă o dată speakerilor și vouă care v-ați logat într-un număr atât de mare alături de noi. Și nu în ultimul rând, Andreea Negruț din Iași. Bună dimineața! Sunt la fel de recunoscătoare pentru că vă văd aici. Sunt la fel de bucuroasă ca și colegele mele pentru evenimentul național. Mulțumesc și speakerilor și celor din audiență. Un mare mulțumesc! Cum spuneam mai devreme, ele alături de alți oameni care aleg să-și dedice din timpul lor, facă aceste evenimente să se întâmple, așa că o să vă rog de la distanță, cum putem prin tehnologie să băgați o rundă de aplauze virtuale și să trimiteți către ele iubire virtual. Ce nu am menționat mai devreme când m-am prezentat a fost că una dintre sursele de inspirație care au generat podcastul Pe Bune, pe care îl fac acum și pe care îl, consider un răspuns la o întrebare pe care poate mulți dintre noi ne-am pus-o, ce fac cu viața mea. Una dintre surse au fost evenimentele Creative Mornings și ce mi-a plăcut întotdeauna la aceste evenimente a fost că ele creează un spațiu foarte relaxat în care oameni creativi, pe care mulți dintre noi îi admirăm de la distanță, împărtășesc cu comunitatea din care fac parte informații și experiențe personale de muncă, iar cu această deschidere și în acest cadru foarte prietenos, inspiră pe alți oameni să creeze proiecte noi pe plan local sau să colaboreze între ei. Iar despre această putere vorbește și manifestul Creative Mornings Bucharest, pe care îl voi citi acum. Toată lumea este creativă. O viață creativă are nevoie de curaj și acțiune. Are nevoie de onestitate și multă muncă. Suntem aici să te susținem, să sărbătorim alături de tine și să te încurajăm să faci ceea ce iubești. Credem în puterea comunității. Ne pasă. Credem în interacțiuni reale, în a învăța unul de la celălalt, în aplauze și susținere virtuală. Îi aducem la oaltă pe cei care sunt motivați de pasiuni și de țeluri, care sunt încrezători că se pot inspira reciproc și, la rândul lor, pot inspira schimbare în cartiere și chiar în orașe din întreaga lume. Toată lumea este binevenită. Bun, și pentru că ne apropiem de evenimentul propriu-zis, trebuie să clarific un picuț cum se vor întâmpla lucrurile în dimineața asta, pentru că e un format ușor diferit de cel cu care v-ați obișnuit. Eu voi introduce fiecare invitat din orașul din care vorbește. El sau ea va ține o prezentare scurtă de 5-7 minute. Iar în tot acest timp, pentru că vrem foarte mult să avem și o sesiune de Q&A la final, voi puteți să scrieți în chat întrebările pe care le aveți pentru speakerul respectiv. Puteți să scrieți și la final ce întrebări aveți, dar dacă ceva din prezentarea lor vă trezește o întrebare sau mai ales pentru că e atât de scurtă, ați vrea să aflați mai multe, le scrieți în chat și ele vor ajunge la mine. Cum spuneam și la început, folosiți chat-ul cu încredere, e un loc foarte deschis. Ceva ce nu s-a schimbat în evenimentele Creative Mornings este că și prezentările din dimineața asta se încadrează sub o temă, care e aceeași temă pe plan global și anume radical. Iar eu sper să fie o trecere interesantă și diversă în ce înseamnă o abordare radicală a muncii creative. Va fi ca o călătorie prin viața orașelor, prin viața culturală a orașelor, în universul cinematografic și lingvistic, dar sper eu și o privire în interior și la cum anul ăsta ne-a schimbat radical munca. Acestea fiind spuse, pentru că nu vreau să mai ocup ecranul, spun să mergem la primul vorbitor. Din Timișoara îl avem pe Rudolf Graf. Rudolf este arhitect și consultant în urbanism și management al spațiului public. A cofondat biroul Vitamin Architects în Timișoara și a fost vicepreședinte al Ordinului Arhitecților din România. A coordonat proiecte în Timișoara, dar și în alte orașe din România și Europa, care au revitalizat zone istorice sau cartiere defavorizate și au îmbunătățit viața comunităților și legăturile dintre oameni.
A contribuit la strategia de dezvoltare spațială pentru Timișoara, cu accent pe dezvoltarea orașului, accesibilitate și măsuri de atenuare a schimbărilor climatice. Iar de foarte curând a fost numit unul dintre consilierii noului primar al Timișoarei, Dominic Friț. Pentru o trecere prin cum ar trebui să se schimbe radical orașele și comunitățile în care trăim, îi predau microfonul lui Rudolf. Mersi mult pentru introducere și pentru invitație și mă bucur foarte mult să fiu aici. Am urmărit Creative Mornings de mulți ani, oarecum din vecinătate, fiindcă am locuit foarte aproape de primul sediu ambasada din Timișoara, unde, dacă nu știu, au început primele evenimente în Timișoara. Și, în fine, speram pe atunci că va avea loc o revitalizare a cartierului Iosefin, unde se afla ambasada, plecând de la acest prim punct, și că se vor repeta multe lucruri similare în multe alte locuri din cartier. Din păcate, încă nu s-a întâmplat chiar așa, dar sperăm să se întâmple. Și vreau să vă arăt un lucru din obiectele pe care le-am căutat în timpul micului exercițiu și e un lucru foarte necreativ. Sau mă rog, îl asociem cu lipsă totală de creativitate, dar face parte de 3 săptămâni de când sunt în echipa lui Dominic Friț, face parte din obiectele cu care am de-a face zilnic și e unul din obiectele prin care efectiv se iau decizii zilnic într-o administrație publică și arată așa. Cred că se vede în oglindă acum. Este o mapă de corespondență, se cheamă ea, da? A serviciului administrație locală și, mă rog, în ea se pot pune multe documente. E un instrument care organizează creativitatea de o manieră care nu mai lasă să scape niciodată, practic. Dar da, e un obiect cu care am de-a face zi de zi în gestionarea creativității. Și, mă rog, asta fiind spuse așa ca un scurt intro, un lucru care mă preocupă de foarte mult timp, de fapt, și care acum am cumva ocazia să-l fac dintr-o poziție privilegiată cumva, sau să fac să se întâmple, e efectiv să transformăm chiar că radical orașul Timișoara, din punct de vedere al domeniului public. Orașul Timișoara e un oraș extraordinar de bine structurat, de fapt, layout-ul lui inițial, așa cum a fost el gândit. Dar domeniul public, așa cum e gestionat el acum, sau cum a fost gestionat în ultimii 10 ani, e o catastrofă, n-am cum să mă exprim altfel. Adică nu acomodează niciun fel un mod de viață ușor, liber, democratic măcar, da? Într-un fel, efectiv, nu favorizează creativitatea deloc. Și ca să schimbăm lucrul ăsta, realmente e nevoie de decizii radicale. Adică shift-ul de la o politică focusată pe automobil, care efectiv a fost în prim planul administrației Timișoarei în ultimii 8 ani, către o gestionare a spațiului public focusată și concentrată pe pieton, pe cei slabi, pe cei vulnerabili în spațiu public, da? Pe copii, pe bătrâni, pe oameni cu dizabilități. E o chestiune care trebuie să se întâmple și pentru ca ea să se întâmple va fi nevoie de decizii radicale în orice caz în următorii ani. Radical însă nu înseamnă că sunt decizii care trebuie să fie brutale. Foarte lumea asociază cuvântul radical cu o anumită brutalitate, cu o schimbare nemai văzută către ceva ce n-a existat înainte. De fapt, e vorba de a ne apropia chiar cu prudență și cu tandrețe, cumva aș zice, aproape, da, de domeniul public și de cei care îl utilizează. Și dacă spun o schimbare radicală, mă refer de fapt și la, nu doar la o transformare fizică radicală a spațiului public, dar mă refer și la o transformare radicală a felul în care administrația ia decizii, consultă, etapizează intervenții. Da? Radical nu înseamnă să vii cu un buldozer, să demolezi și să faci ceva nou într-o săptămână. Nu asta înseamnă radical în cazul ăsta. Radical înseamnă să efectiv să avem în față niște valori care sunt de fapt asumate în Europa în general în dezvoltare urbană, da? Și care pun omul în centru acestei
acestor proiecte și utilizatorul sau toți utilizatorii de fapt în centrul acestor proiecte, nu doar șoferul auto sau nu știu, big business-ul. Și să ne asumăm valorile astea efectiv ca administrație și să le urmărim consecvent. În sensul ăsta, cred că avem în fața noastră o perioadă în care trebuie să fim radicali până la urmă. Cam atât. Și ne las să discutăm, că nu vreau să țin o prelegere. Mulțumesc, Rudolf. Trecem la orașul București, care îl are ca invitat pe criticul de film Mihai Kirilov. În 2002, împreună cu regizorul Tudor Giurgiu, Mihai a pus bazele Festivalului Internațional de Film Transilvania, TIFF, cel mai cunoscut festival de profil din România și unul dintre cele mai importante din estul Europei. Este curatorul Festivalului de Film Românesc Making Waves din New York și este parte din echipa creativă din spatele Festivalului de Film Documentar Farad. Într-un interviu, spunea că a văzut atât de multe filme și trăiește înconjurat de filme și prin filme, încât ideea de realitate nu o mai găsește foarte stimulantă. Îi plac realitățile transfigurate. Inclusiv realitatea lui o filtrează prin felul în care o vede transfigurată în artă. Realitatea este plictisitoare. Sunt curioasă cum vede noua realitate pe care o trăim acum, dar și ce înseamnă o atitudine radicală în artă, așa că, Mihai, ai microfonul virtual. Bună dimineața, mulțumesc echipei pentru invitație la Creative Mornings, în special Elvire, pe care o știu de foarte, foarte, foarte mult timp. Mă bucur să colaborăm, Elvira, din nou, nu doar la Making Waves-ul de la New York, ci și la un eveniment din țară. Cum găsesc, Andreea, să-ți răspund la întrebare, cum găsesc realitatea lui 2020? Din păcate o găsesc plictisitoare în continuare. M-am plictisit de ea, nu știu dacă cineva o găsește în vreun fel stimulantă. E, într-adevăr, o nouă realitate, o realitate radicală și, da, dacă ar fi să reduc anul 2020 la un singur cuvânt, acesta ar fi într-adevăr radical. Adică mi se pare că tema pe care ați ales-o, tema aleasă e perfectă pentru anul ăsta și dacă, știu eu, ar fi să filtrez experiența, acțiunile mele profesionale prin grila asta radicală, da, recunosc, pledez vinovat de-a lungul carierei, dacă nu e un cuvânt prea mare, carierei mele de până acum am privilegiat în doze mici, dar consistente, radicalul și o să explic imediat de ce. Mulțumesc pentru introducere, o să mă agăț de câteva keywords din introducerea pe care ai făcut-o ca să explic mai bine povestea asta cu radicalul. Da, am început ca un critic de film, știm cu toții ce presupune lucrul ăsta, să vezi filme, să cronichezi acele filme pentru un public, pentru reviste. Din păcate nu prea mai există reviste de film, nu prea mai există spații tipărite în care să scrii despre film, vorbim însă de anii 90 în care am început să fac lucrul ăsta, și în care, într-adevăr, ca în orice formă de artă și în a scrie despre film, se poate instala, știu eu, o anumită rutină. Nu mi-a plăcut niciodată să scriu articole academice, mi se par foarte, foarte plictisitoare. Și, într-un fel, dacă ar fi să rememorez parcursul meu de critic de film, care la un moment dat s-a întrerupt, am renunțat să mai scriu de critică de film. Mă bucur cumva că am, alături de colegul, prietenul meu, Alex Leo Șerban, cu care scriam la vremea respectivă foarte multe cronici, cumva mapam realitatea cinematografică locală și internațională în diverse publicații, Dilema, Observator Cultural, am avut cumva flerul ăsta de a detecta de la bun început propunerea radicală cu care a venit
așa numitul noul val românesc, e vorba de filmul lui Cristi Puiu, Marfa și Banii, care venea la vremea respectivă cu o propunere, o estetică radicală de a spune povești, de a nu edulcora realitatea, de a folosi dialoguri cât mai naturaliste, drept care un film care a deranjat pe foarte multă lume la vremea respectivă, vorbind de 2001, lucru care în ceea ce făceam noi la vremea respectivă, acele cronichete pe care le scriam, s-a tradus printr-un o cronică sub forma unui dialog destul de needulcorat, cumva în termenii nu foarte ortodoxi din dialogurile de film. A fost un dialog care, mă rog, pe de-o parte, ca orice propunere radicală, de fapt, în orice formă de artă, care incită, care place, dar care stârnește și foarte multe, foarte multe controverse. Ai menționat de Festivalul de Film Transilvania de la Cluj, inițiativă pe care am avut-o împreună cu regizorul Tudor Giurgiu. Vorbim de un an foarte greu, special pentru film, pentru filmul românesc. În 2000 nu a existat practic niciun film românesc produs în România. Ideea de a lansa un festival de film într-o țară care nu a produs film în 2000 părea utopică, dacă nu chiar nebunească. Mai mult decât atât, într-un oraș cum este Clujul, care dincolo de știu eu, abundența culturală, rămâne un, și la vremea respectivă, e un oraș conservator, datorită poziționării lui, datorită foarte multor lucruri, iar conceptul, dacă vreți, de a lansa acolo un festival, din nou a venit la pachet cu propuneri radicale de filme. Mi s-a părut la vremea respectivă și suntem și astăzi poate cu atât mai mult convinși că propunerile radicale de filme sunt cele care, propunerile radicale de filme, de artă, sunt cele care îi pot scoate pe oameni din anumite inerții de gândire, din zonele de confort, îi pot provoca să gândească. Oameni cărora nu li se oferă decât produse formatate de Hollywood, mai nou, produsele formatate marca Netflix, care mie mi se par, și nu doar mie, sunt, sigur, reprezintă cultura cinematografică de masă, dar ea este o soi de propagandă așa foarte, foarte fățos ambalată. Se pare că orice propunere radicală în acest domeniu este necesară, este o alternativă la conformism și este o încercare de a sfida norma și de a te face să ieși cumva din anumite mecanisme, automatisme de gândire. E un lucru care a funcționat într-adevăr pe principiul pumnului în stomac, vorbind de un public amorțit la vremea respectivă pe care, da, acele filme radicale, acele propuneri de filme radicale i-au scos din țâțâni, i-au enervat, dar cumva i-au apropiat de festival. Festivalul a reușit în aproape 20 de ani să-și creeze un public care, ironic, până la urmă, întreabă în fiecare an care sunt propunerile radicale din acest an. Este o presiune pe care o simțim asupra noastră de a veni în fiecare an cu ceva nou, radical, revoluționar, pentru că ăsta este conceptul cu care am început și mă bucur că publicul coagulat în jurul tifului gustă și simte nevoia asta de propunere radicală pentru a ieși din mâlul ăsta foarte, foarte conformist în care ne aflăm. Dacă ar fi să mai menționez, știu eu, câteva inițiative pe care le-am avut de-a lungul timpului în care am privilegiat radicalul, a fost momentul în care am acceptat invitația editurii Polirom de a traduce primul roman tradus în România al scriitorului american Chuck Palahniuk, pe care îl consider unul dintre cei mai radicali scriitori contemporani. Și pentru mine, într-adevăr, a fost o provocare extraordinară de a sparge cifrul. E o scritură foarte radicală, dincolo de fondul foarte radical, de macabrul, dar până la urmă umanitatea poveștilor lui Chuck Palahniuk. Am colaborat la o carte despre Lars von Trier, pe care îl consider unul dintre cei mai radicali cineaști contemporani și prin ceea ce spune
în afara filmelor sale, un cineast care a creat de foarte multe ori controversă. Nu sunt neapărat de acord cu multe dintre deciziile lui, dar asta nu înseamnă că, potrivit, știu eu, normelor lui 2020, trebuie să-l cancelăm, să-l anulăm pentru că îndrăznește să aibă alte, știu eu, alte păreri decât cele pe care le avem noi. Mi se pare un cineast absolut extraordinar, care și aproape toate filmele lui sunt niște propuneri radicale, niște mostre radicale de artă cinematografică. Ca un hobby, iar Elvira știe foarte bine lucrul ăsta, am luat de la bun început decizia asta foarte radicală de a nu fi pe Facebook, tocmai pentru că toată lumea mi-a spus că dacă nu ești pe Facebook, nu existi. Și am fost curios să văd dacă voi muri, să zicem așa, nefiind pe Facebook. Mă bucur că lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Există viață dincolo de Facebook și mă bucur că este așa. Nu am rezistat însă tentației de a intra pe Instagram, poate și pentru că am un hobby care n-are absolut nicio legătură cu filmul și cu ceea ce fac eu în viața profesională. Sunt colecționar amator de gin tonic și mi-am dezvoltat un soi de pagină foarte ludică în care mixez și fotografiez cocktailuri. Dar chiar și acolo mi-am dat seama că în această comunitate strict bazată pe performanța și pe forța de expresie a unei imagini nu este suficient să dovedești că poți să faci un cocktail pe care să-l fotografiezi foarte frumos și care la urma urmei arată la fel ca toate celelalte cocktailuri, trebuie să vii cu un twist. Vorbim la urma urmei de o rețea socială care se ține în impactul și forța unei imagini și, într-adevăr, mi-a plăcut cumva să provoc cu rezultate diverse, într-adevăr, să fac de foarte multe ori cocktailuri cu twisturi provocatoare, care într-adevăr generează foarte multe comentarii și mai puține like-uri, să spunem, decât o poză foarte bine făcută, dar să-i zicem așa, mai conformistă. Dar a fost foarte interesant să experimentez conceptul ăsta de radical în fotografie ca hobby pe Instagram și nu în ultimul rând, Andreea, cred că se aștepta să menționez și revista Republic pe care am creat-o în 2005, care a apărut puțin înainte de cât o revistă, știu că o perioadă am alergat cumva așa cot la cot. Mă bucur că voi în continuare existați. Noi am murit după 3 ani. Într-un fel mă bucur că am murit după 3 ani, pentru că Republic a fost în 2005 o revistă radicală. E cuvântul care o descrie cel mai bine, o revistă care a rezistat, care și-a impus puncte de vedere, care a avut curajul unor opinii deranjante. Sunt convins că în 2020 o astfel de revistă ar fi fost anulată cultural. E o revistă cult. Mă bucur că ați preluat și voi ștafeta asta și că mergeți mai departe și aveți articole foarte mișto și foarte radicale de foarte multe ori și e foarte bine să fie așa, pentru că în România lumea preferă să citească, vorbim aici de publicații, în special cu profil cultural, lucruri care să le valideze, știu eu, gusturile și masturile. Ori nici Republic la vremea respectivă nu a fost genul ăsta de revistă și nici decât o revistă nu este genul ăsta de revistă. Bravo, mergeți mai departe, faceți bine ce faceți. Și ca să ne întoarcem la anul ăsta, am zis la început că da, realitatea lui 2020, această realitate mascată și foarte obedientă, este într-adevăr una foarte, foarte plictisitoare, pentru mine cel puțin. Cum o percep, cum o combat, sigur, am făcut un lucru, poate cel mai radical lucru pe care l-am făcut în întreaga istorie a TIF-ului, de a mă costuma într-un combinezon complet cu vizieră, cizme, măști și așa mai departe pentru gala de închidere a festivalului. Mi s-a părut comentariul, cel mai bun comentariu, un comentariu absurd de la realitatea lui 2020, un comentariu care a
generat la rândul lui comentarii dintre cele mai diverse și m-a bucurat lucrul ăsta. Au fost oameni care au sesizat ironia demersului, au fost oameni care chiar au crezut că sunt un spectator obișnuit care a venit să vadă un film îmbrăcat în acel combinezon. Nu există răspunsuri clare pentru ceea ce se întâmplă în momentul de față în 2020. Nu știu cum percep în continuare acest radical, acest an radical, nu știu cum percepe lumea acest an atât de radical, nu cred că există deocamdată răspunsuri, poate o să ni le dăm peste 50 de ani de acum înainte, dar ce mi se pare emblematic este nu atât felul în care anul ăsta reconfigurează sferele noastre de activitate, omul este un animal adaptabil, găsește soluții, suntem pe Zoom, compensăm întâlnirile fizice și ele funcționează, festivalurile se pot întâmpla în anumite condiții, cu mască, distanțări și așa mai departe. Dacă ești creativ, găsești soluții pentru ceea ce făceai înainte în absolut tot, cred eu. Unde e mai greu să găsești soluții și unde anul ăsta a lovit, cred eu, cel mai mult, este în raporturile dintre oameni. Dacă pandemia a avut o victimă, aceea a fost prietenia, aceea a fost dialogul dintre oameni. E un an care i-a radicalizat pe oameni, e un an în care această radicalizare a venit la pachet cu o ideologizare la fel de radicală, care, din păcate, a avut un efect nefast asupra relațiilor umane, asupra prieteniei. M-am trezit și nu sunt singurul, cred, de a reevalua, de a refiltra, de a înțelege poate mai bine acum cine îmi sunt prietenii adevărați. E un concept care a fost denaturat de acest friendship de Facebook, dar pe care pandemia mi se pare că l-a pus într-o lumină cu adevărat reală. E anul în care, cred eu, am învățat cu toții cine ne sunt prietenii, cine sunt oamenii care ne sunt aproape, cine sunt oamenii pentru care prietenia este mai importantă decât ideologia. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Mihai, și pentru cuvintele bune despre dor, dar și pentru ce ai spus mai devreme. Ne mutăm acum la Cluj, unde o avem alături pe Adela Fofiu, sociolog și cercetător în științe sociale și sociolingvistică. Ultimul raport pe care l-a primit de la serviciul ei de streaming muzical a informat-o că în ultimele 12 luni a ascultat 3200 de melodii unice. Găsește bucurie în realismul magic din filme și literatură și consideră că SF-ul este cel mai provocator exercițiu intelectual. Ce se întâmplă când ducem un detaliu al lumii noastre la extrem? Cum se rearanjează celelalte detalii? Cel mai remarcabil moment uman pe care l-a trăit a fost o zi fierbinte în Fez, Maroc, când s-a plâns unui bătrân vânzător de căldura care era aproape insuportabilă și bătrânul vânzător i-a spus Inshallah, adică cu voia lui Allah sau a Domnului. Cea mai valoroasă lecție din 2020 a fost un tur de caiac în delta Dunării, când a trebuit să vâslească o zi întreagă cu vânt din spate și a doua zi împotriva vântului. Pentru o călătorie în universul sociolingvistic al cuvântului radical, Adela, ai microfon. Bună tuturor, mulțumesc pentru invitație. E o foarte mare plăcere să fiu alături de voi. Și este o foarte, foarte frumoasă aranjare a intervențiilor noastre, pentru că după felul în care au vorbit cei doi invitați din Timișoara și București, vreau să vă invit să ne uităm la acest cuvânt radical dintr-o altă perspectivă. Vreau să ne uităm în interior. Până acum am discutat foarte mult despre radicalul în sfera publică, radicalul în relațiile sociale, radicalul în organizarea lumii externe, realitatea trăită în interacțiune cu ceilalți. Însă vreau să vă invit să ne gândim la ce înseamnă cuvântul radical în sine. Și dacă mergem pe firul etimologic, radical înseamnă rădăcină. Aici se creează un paradox lingvistic foarte interesant, că în accepțiunea comună, o schimbare radicală sau o mișcare socială care se radicalizează ar trebui, de fapt, să scuture lumea, să o rearanjeze într-un mod, hai să-l numim, fără precedent.
Ce fac în schimb mișcările sau inițiativele astea sunt să ne tragă de mânecă, este să ne tragă de mânecă și să ne gândim la esența lucrurilor, la rădăcina lucrurilor, ce se întâmplă în punctul zero, de unde realitatea începe să se construiască, atât cea exterioară cât și cea interioară. Deci, până și în matematică, radicalul este de fapt extragerea rădăcinii pătrate, deci ne întoarcem la o valoare de rădăcină a unui alt număr. În chimie, un radical este o compoziție de elemente care poate să existe în sine, nu are nevoie să se atașeze de alte elemente chimice sau de alte substanțe. Deci iată că radical, de fapt, înseamnă regăsirea rădăcinii sau poziționarea în rădăcină. 2020, în sensul ăsta, pentru mine a fost, prefer să spun revelator, nu provocator, pentru că, cum spunea intervenția dinainte, efectul nefast asupra relațiilor umane, asta mi-am și notat-o, mi-a plăcut foarte mult. De ce s-a întâmplat acest efect nefast? Pentru că tensiunile la care schimbarea a ceea ce percepeam noi despre realitate, toate tensiunile astea, de fapt, au făcut să vedem scheleți din dulapuri, să vedem construcții iluzorii, să vedem jocuri de rol care deveniseră între timp goale de conținut. Și ce face 2020 cu noi, atât personal intim, cât și social, societal, mi se pare mie, este să scuture aparența, să scuture iluzia. Și să ne invite la un mod foarte serios, închide-te în casă, șezi cu tine însăți, cu tine însuți și vezi ce găsești în interior, unde e rădăcina ta personală și din acea rădăcină personală, poate chiar intimă, cum reiei relația cu lumea exterioară care în continuare este în rearanjare, cum te regăsești și cum te repoziționezi atunci când ce se întâmplă în afara ta mișcă mult prea mult reperele. Tot anul 2020 este de fapt a moving target, este o țintă în constantă mișcare, de aici și tensiunile pe care le resimțim cu toții și felul în care ni se restructurează relațiile intime și cele formale. În sensul ăsta, întregul an e o invitație fenomenală. Mie mi se pare o oportunitate. De fapt, istoria ne-a arătat de multe ori că o criză poate să fie o oportunitate, la modul cel mai serios. Cu toate astea, pe plan profesional, să spunem, eu lucrez în cercetare de mai bine de 12 ani, am fost atât în mediul academic cât și în mediul privat, mai nou sunt în mediul privat, și cercetarea, cunoașterea științifică, lumea academică au fost dorința mea supremă încă de când aveam vreo 14 ani, deci mi-am găsit în sensul ăsta locul foarte bine. Dar nu mi-am imaginat niciodată, de-a lungul vieții, tot pregătindu-mă și petrecând timpul între cărți, că voi ajunge să trăiesc un moment istoric în care, la modul cât se poate de generalizat, să văd cum încrederea în cunoaștere și în știință să fie la cote minime, fără precedent. Asta mi se pare un semnal de alarmă și o problemă radicală în felul în care am folosit cuvântul până acum, pentru că ne face să ne întrebăm, de fapt, acel universitas care avea în evul mediu scopul de a transforma cunoașterea într-un bun universal al umanității, ce s-a întâmplat în câteva secole cu el și ce s-a întâmplat în ultimii 50 de ani, respectiv în ultimul an. Sunt fascinante pentru mine și ca escapism, dar și ca semnal de alarmă, sunt fascinante atitudinile conspiraționiste în contextul acesta pandemic. Și sunt de fapt o formă de radicalizare. Sunt de fapt niște străduințe foarte serioase ale oamenilor de a-și căuta rădăcina. Pentru că în reprezentările sociale, care de fapt au un sens afectiv sau spiritual, pot să fie de fapt niște construcții iluzorii, ne-am îndepărtat majoritatea dintre noi de esența lucrurilor, de rădăcina lucrurilor. Și de aici se creează foarte multe straturi de
reinterpretări care pot să rezulte și în neînțelegeri. Și drept urmare, pentru mine, alegerea temei astea radical mi se pare extrem de oportună, mai ales ca introspecție intimă, personală, și după ce facem ordinea asta interioară, puteți să-l numiți grădinărit interior, design interior, cum să împrumutăm expresiile astea, și abia apoi să privim înspre exterior, cum se aranjează orașul, cum se aranjează societatea, cum îmi comunică filmul ce se întâmplă de fapt în lume. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Adela. Mi-am notat asta, grădinărit interior. Mi-a plăcut foarte mult. Ultima oprire pe care o facem este la Iași, unde va vorbi George Pleșu, manager cultural, iubitor de artă și al orașului din care ne vorbește. Este președinte al Asociației Culturale Alt Iași, coordonator editorial al site-ului altiași.ro și a fondat Borderline Art Space, prima galerie de artă contemporană din Moldova. Anul trecut a deschis Art plus Design, un spațiu cultural hibrid care combină o librărie de artă, arhitectură și design cu o platformă pentru evenimente culturale, precum dezbateri, spectacole și proiecții de artă, video și filme. În încercarea de a promova accesul legal la artă, cel mai recent proiect al său, After School, a implicat trimiterea unui kit de expoziție de artă sub forma unui buletin informativ de 32 de pagini cu desenele lui Dan Perjovski către toate cele 6300 de școli din România. Despre schimbări personale radicale care duc la implicarea directă în viața culturală a unui oraș, îl las pe George să vă spună mai multe. Bună dimineața și mulțumesc și eu pentru invitație. Am să intru direct în subiect. Pentru mine radical înseamnă ceva drastic, aproape extrem, care dorește să aduce schimbări ample, fundamentale. Astfel, o schimbare radicală de carieră pentru mine a fost când, după ce în facultate mă pregătisem să fiu broker la Bursa de Valori și apoi am avut o firmă de IT, am dat la istoria artei și am făcut o serie de alegeri care aveau să-mi transformă viața. Deși financiar lucrurile mergeau bine, nu mă simțeam împlinit din punct de vedere spiritual, iar momentul de declic care mi-a schimbat traiectoria și cariera a venit acum 10 ani. Eram la un training de business în Japonia și la hotelul unde eram cazat am primit, printre altele, un exemplar din International Herald Tribune. Undeva la pagina de cultură era un interviu cu un dealer de artă din Belgia care se minuna cât era de privilegiat, fiind înconjurat de obiecte frumoase, de oameni interesanți și făcând ceea ce îi plăcea. Probabil a fost primul moment în care m-am pus serios problema de a face ceva într-o lume care mă fascina, lumea artei. Între timp, așa cum a reieșit din descriere, am fost implicat în diverse lucruri și proiecte, inclusiv scrierea și aplicarea unui proiect care a adus un sistem de mediere artistică la Muzeul de Artă din cadrul Palatului Culturii din Iași. Am deschis o galerie de artă contemporană, care zilele trecute am plinit 5 ani. Am organizat toate cele 5 ediții ale Nopții Albe a galeriilor din Iași cu peste 100 de voluntari, majoritatea elevi de liceu și mii de vizitatori. Anul trecut am deschis și un spațiu hibrid pentru cei interesați de industrie creativă, art plus design și, într-adevăr, proiectul național cel mai recent e cel în care desenele lui Dan Perjovski au ajuns la toate școlile din România. Schimbarea radicală a fost că, spre deosebire de perioada corporatistă, acum chiar fac ceea ce îmi place. Astfel nu contează ora, că e weekend sau e o zi liberă. Aproape că nici nu simt că lucrez atunci când fac ceva din pasiune și convingere. Am fost provocat și eu să spun ce a fost radical pentru mine în anul 2020. Eu sunt un tip foarte activ, care mai ales în ultimii ani a călătorit mult și s-a întâlnit cu mulți oameni și îmi place compania prietenilor, o caut și nu ascund faptul că din martie îmi lipsește foarte mult. De aceea, pe perioada verii, am organizat câte 3-4 evenimente pe săptămână în curtea librăriei, în aer liber, în încercarea de a compensa. Am anticipat că această perioadă de restricții va schimba dramatic modul în care producem și consumăm arta și cultura și, în general, ca și voi, am încercat să mă adaptez. Deși am folosit des tehnica transmiterii live a unor vernisaje sau evenimente, aseară am avut prima expoziție exclusiv online la galerie,
curatoarea și artista erau din Africa de Sud, din Pretoria, respectiv Cape Town. O altă curatoare invitată n-a vorbit din Lima, din Peru. Și am avut astfel, datorită Zoom, o întâlnire între trei continente, urmărită live pe pagina de Facebook a galeriei, de oameni care puteau fi oriunde. Evident că nu se poate compara cu experiența fizică din galerie, dar e un răspuns pe care îl găsim, pentru că viața merge și trebuie să meargă mai departe, iar parte din rolul artei contemporane este de a face ca ideile, discursul său, să ajungă la un public cât mai numeros pentru a-și putea atinge misiunea și a fi relevantă. Apropo de asta, în opinia mea, arta trebuie să miște conștiință, nu este doar o formă de escapism, așa cum greșit este minimalizat rolul ei de unele voci în discursul public. Dincolo de caracterul ei potențial decorativ, de a ne înfrumuseța casele și spațiile în care lucrăm, arta bună, valoroasă, este de multe ori incomodă, incisivă, problematică. Aceasta este plus valoarea ei. Este menită să te pună pe gânduri, să te facă să vrei să schimbi ceva la tine sau la ce este în jurul tău. Și chiar dacă nu are același impact ca atunci când o vezi într-o galerie, chiar și o prezentare virtuală pe o platformă digitală, cum e cea care ne ajută să ne întâlnim astăzi, poate contribui în direcția acestei schimbări. O altă schimbare radicală a fost candidatura și alegerea mea pentru un post în Consiliul Local Iași. Credința mea intimă pe care am făcut-o publică în programul de guvernanță locală pe cultură al partidului pentru care am candidat este că viitorul Iașiului stă în resursele umane creative specializate care se datorează universităților din Iași și magnetismului regional al orașului. Oamenii creativi și instruiți îi oferă capacitatea reală de a deveni principalul furnizor de servicii al Moldovei și aici vorbim de la servicii de proiectare până la cele medicale, de la design, că toți suntem la Creative Mornings, până la educație. Singurul mod de a impune această credință a mea era să o scriu negru pe alb în program și apoi să veghez la punerea ei în aplicare. După cum v-ați dat poate seama din ce a povestit pe scurt despre traiectoria mea profesională, mă interesează să fac lucruri pentru comunitate care să aibă un impact asupra unui public cât mai larg. Mi-am dat seama astfel după peste 10 ani de voluntariat și muncă în ONG că singura soluție să poți avea un impact mai mare este să mergi în interiorul sistemului și să încerci să-l schimbi, în loc doar să te lupți împotriva lui. Iar perioada aceasta și intrarea în politică, iau perioada aceasta și intrarea mea în politică ca un sacrificiu pe care îl fac pentru comunitate, deoarece presiunile sunt mari, așteptările sunt și mai și, iar satisfacțiile, și bineînțeles aici mă refer la cele morale, se lasă de multe ori așteptate. Mulți pornesc cu cele mai bune intenții, dar sunt înfrânți de sistem. Am luat și eu acest lucru în calcul, dar sper să rezist cât mai mult din acești 4 ani pe care mi-am asumat. Radical este că, practic, am fost nevoit să-mi schimb optica, să nu mai gândesc ca un ONG-ist sau ca un antreprenor, ci ca o persoană publică care poate propune acte legislative care să îmbunătățească cadrul în care activează ONG-urile, antreprenorii și de ce nu să creeze oportunități pentru aceștia. Mai mult, nu mai este suficient să critic sau să propun soluții, trebuie să caut acele alianțe care să le transpună în realitate. Și pentru că sunt ultimul vorbitor, vreau să închei cu o rugăminte. Nu vă spun din ce partid fac parte și nici cu cine să votați, dar vă rog să mergeți duminică la vot și să faceți ca rezultatele alegerilor să reprezinte cât mai bine voința oamenilor și mai ales voința unor tineri educați și frumoși, cum sunteți voi cei care ați avut răbdare să ne urmăriți. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, George! Un reminder pentru toți participanții că chiar dacă nu ați scris întrebări până acum, puteți să le lăsați în continuare în chat, pentru că o să luăm dintre ele. Și o să încep cu o întrebare pentru Rudy. Cum e radicalul urban diferit în culturile cu care ai interacționat? În Germania, România, Ucraina? O să vă arăt ceva ce pe mine m-a
a fost surreal când am venit în biroul pe care l-am în primărie. Și anume asta e primăria din Cernăuți, Cernivții în Ucraina. Și am avut birou exact aici, la geamul ăsta. Și tabloul l-am găsit aici în birou, fiindcă sunt orașe partenere. Eu am lucrat și în Ucraina și în România o vreme, împreună cu Societatea pentru Cooperarea Internațională Germană, care e de fapt un, mă rog, a fost o agenție federală, acum e organizată ca o societate comercială, practic, dar a guvernului german, și care face proiecte în toată lumea, în țări din afara Uniunii Europene, proiecte care vizează mai multe clustere, dar unul din clusterele mari e good governance și democrație. Și în clusterul ăsta era situată și divizia de proiecte pe dezvoltare urbană și politici urbane. Și am lucrat cu ei în Ucraina, în Moldova, în Chișinău, am avut un proiect mic și am lucrat cu ei și în Timișoara. Ideea era de a aduce know-how pe zona de dezvoltare urbană și pe zona de a lucra cu orașul în țările astea, iar prin felul în care abordezi dezvoltarea urbană să întărești societatea civilă și procesul decizional democratic în zona asta. Cam asta era așa filozofia de principiu. Și unul din cele mai interesante lucruri, o diferență chiar că radicală între zona estică a Europei și Germania, de unde se spune venea know-how-ul ăsta, a fost faptul că tocmai nemții, pe care îi considerăm, nu, adică în imaginarul colectiv sunt rigizi, sunt super, totul e pe lege, totul e super strict, totul e super, nu știu, necreativ, habar n-am, da, incineresc. Tocmai ei își lasă foarte mult loc în procese decizionale pentru discuție liberă și pentru procese decizionale care nu implică consecințe directe din punct de vedere juridic sau legal. Fac asta tocmai pentru a detensiona cucta asta care e în general mediul urban, în care sunt diferiți actori, e presiune pe teren, sunt investitori, sunt societatea civilă care se opune unor proiecte, dacă ai norocul să ai societate civilă care se opună. În fine, e o varietate de actori care trebuie într-un fel aduși la oaltă. Și atunci ei au un instrument, ei îl numesc planificare urbană informală, procese informale, care practic premerge orice, ceea ce în România se cheamă, de exemplu, PUZ, plan urbanistic zonal, sau orice se numește instrument sau documentație de urbanism care provine dintr-o lege, are un conținut cadru, are niște consecințe legale, stabilește reguli, adică odată ce e adoptată e har, nu mai poți să o ocolești, devine lege până la urmă. Da? No, și ei au un întreg modul de procese care vine înainte de chestia asta, care se cheamă planificare informală și pe care noi și în România, și ucrainienii, și moldovenii foarte des o percep ca pe ceva, fiindcă toți venim într-o cultură încă bine structurată și definită de ce s-a întâmplat până în 89, toți o percepem ca ceva inutil, vorbărie. Chiar avem nevoie de toate întâlnirile astea, stakeholder, forumuri și până la urmă ce avem? Că nu avem nimic, nu-i decât un master plan, nu-i lege. Și dacă nu-i lege, nu poți cu românul dacă nu-i lege. Adică nu se poate la noi așa. În Germania poate se poate. Și ca să revin la întrebare, cea mai mare diferență mie mi s-a părut între mediu, ce obțin între felul în care se abordează lucrurile în Germania și Austria, pe care le știu mai bine, și felul în care le abordăm noi în Estul Europei în general, cea mai mare diferență mi s-a părut chestia asta, că noi nu suntem dispuși la dialog. Nu ne dăm spațiu pentru dialog, nu ne dăm timpul necesar, nu alocăm resursele. Da? Ca să ai un dialog în zona asta, planificarea asta informală, nu e așa că în timpul liber mai stau de vorbă cu oameni. Adică trebuie să ai niște oameni alocați pentru chestia asta, care organizează procesul ăsta, care fac niște concluzii, care le pot prezenta, care pot sintetiza. Adică e o treabă destul de complicată, cu niște skill-uri destul de complicate, care nu le învățăm în școli, cel puțin nu noi, cei care terminăm arhitectură sau urbanism.
Și asta mi s-a părut o chestie, da, o chestie care am văzut-o în repetate rânduri cumva în următorii 10 ani și în România și în Ucraina și în Republica Moldova și din ce am discutat cu colegi care lucrau în proiecte similare în alte părți și de acolo, da. Indispoziția asta pentru dialog și nu îi dăm importanță, nu îi dăm valoare și are de face și cu un respect reciproc până la urmă chestia asta, da. Are de face cu respectul care îl arăt celorlalți cărora și lor le aparține orașul, da. Până la urmă, nu? Da, asta mi s-a părut una din lucrurile majore care ne fac să funcționăm altfel, efectiv, în zona asta. Mulțumesc! O întrebare pentru Mihai. Ce film ar fi anul 2020 și de cine ar fi regizat? Și de ce? Da, bună întrebarea! Răspunsul cel mai cred că cel mai just. Pentru că tot am vorbit de pui, noul val și de noul val radical românesc, cred că 2020 ar fi moartea domnului Lăzărescu. E un film pe care vă invit să-l revizitați. Eu l-am revăzut recent. Mi se pare că e comentariul perfect pentru ceea ce s-a întâmplat în 2020. E filmul E o comedie neagră. Uitați-vă la el din perspectiva asta. 2020 este o comedie neagră, din păcate, din fericire, nici nu știu, sau cel mai bine ar fi să ne uităm la el așa. E un film care are moarte în titlu, vorbește despre moarte, unul dintre cuvintele cheie, din păcate, ale lui 2020. Vorbește despre moartea unui bătrân, din păcate, din nou, este un an în care foarte mulți bătrâni s-au stins. E un film care vorbește despre sistemul medical, este sistemul aflat cel mai, pus cel mai mult în discuție în 2020, cu bunele și cu relele lui. E un film care vorbește foarte mult despre empatie, un cuvânt aflat în pericol în 2020 și e un film care vorbește până la urmă despre umanitate, care din nou cred că este un cuvânt și un concept pe care pandemia l-a pus în pericol. Cred. Da. Mulțumesc. O întrebare pentru George și am văzut că George cerea și o clarificare. Care a fost cel mai greu moment în procesul de sprijinire a industriei creative? Cred că poți să alegi tu, adică nu ce moment din activitate. Cred că cel mai greu moment în procesul de, să zicem, sprijinire. Aici mă pot gândi ce am făcut ca individ, că am încercat să și am demarat mai multe, să zicem, activități în domeniul industriilor creative, apoi în calitate de om care a vorbit unor studenți despre management cultural, am explicat ce înseamnă, în primul rând, și mi s-a părut foarte important să explic ce înseamnă industriile creative, dar nu numai unor studenți, ci chiar în discuții cu cei care, de exemplu, construiau dosarul de candidatură al orașului Iași pentru competiția unde noi am pierdut rușinos și în care militam încă din 2012-2013 pentru rolul industriilor creative. De aceea, spuneam și în scurtul meu speech, am făcut din creativitate pariul pe care Iași ar trebui să și-l asumă pentru a redeveni o capitală culturală a României postmodernă sau contemporană, unde industria culturală este înglobată în industriile creative. Deci nu mai putem vorbi acum de cultură fără să vorbim despre industriile creative. Cred că e foarte important de menționat acest lucru. Toată lumea cunoaște și știe importanța IT-ului. IT-ului este sau nu este, în funcție de tipul de clasificare, parte din industriile creative. Mai era o întrebare adresată tuturor, la care aș vrea să ofer perspectiva mea. Era o întrebare... George, o să le pun și pe cele care sunt adresate tuturor. Da, okay. Adică o notasem ca să dăm șansa și
celorlalți să răspundă la ele. Poți să continui. Păi, terminasem cu industriile creative. Mersi. Ah, ok, ok. Așa că spuneam că o să pun și întrebările care sunt adresate tuturor. Prima este cum livrăm o propunere radicală fără a scinda comunitatea în tabere pro și contra. Exact, exact la asta. Așa, poți să începi. Ok, ok. Iartă-mă. Eu nu cred că poți livra o propunere radicală fără să ai păreri pro și contra. Tocmai în asta constă radicalismul unei propuneri. Pentru că o propunere radicală este asimilată unei schimbări ample, fundamentale a modului de a face ceva sau de a gândi ceva. Deci automat vei avea păreri pro și contra. Radicalul e antonimul conformismului, deci nu ai cum, din punctul meu de vedere. Sau dacă o faci, înseamnă că propunerea nu e radicală. Rudy? Vreau să povestesc scurt de tot. Noi am făcut în birou încă un proiect în Reșița pentru câteva străzi într-un cartier construit în perioada anilor 50-60. Și acolo am schimbat, cred eu, radical felul în care s-a pus problema în proiectarea de drumuri, în cazul ăsta, dar de domeniu, de spațiu public până la urmă. În sensul în care am găsit un sprijin foarte bun în primărie acolo la nivelul primarului și am mers pe ideea nu de alergii carosabilul auto, ci de a-l îngusta, de a alergii trotuarele, de a micșora razele de viraj pentru mașini, în fine. Pe scurt, de a favoriza pietonul în detrimentul automobilului. Iar a pornit o întreagă, cum zic, a pornit un fel de parking wars între timp acolo, în media. Există două grupuri radical opuse, unii care au terminat, nu știu, știu că e unul pe Facebook, de exemplu, în comunitatea din Reșița, care a terminat școala de șofer, a fost șofer de tir și care e turbat pe propunerea asta, fiindcă, practic, nu mai poți lăsa mașina oriunde, e foarte clar reglementat de acum fizic, prin felul în care ai designat și construit spațiul, unde poți parca, unde nu, unde poți opri, unde nu. Viteza cu care poți să mergi, trecerile pietoni sunt ridicate la nivelul trotuarului și nu invers. Și e o întreagă dispută pe Facebook. Unii spun că e foarte fain și merg acolo doar ca să se plimbe în weekend, practic, fiindcă e singurul loc care arată clean acum în oraș și arată ca și cum n-ai fi în Reșița. Reșița e un oraș care a avut 30 de ani o perioadă de declin major, adică e un caz de shrinking city clasic, monoindustrial, care a dus-o foarte greu după 90. Și e primul proiect de anvergură care generează vizual, efectiv, un spațiu care e contemporan cumva și european, zic eu acum. Dar cert e că oamenii merg să se plimbe acolo. Iar unii din cei care locuiesc acolo de mulți ani și care au obișnuit să-și lase mașina oriunde în drum, da, sunt foarte nemulțumiți de schimbarea produsă, cu toate că locuri de parcare sunt absolut suficiente, trebuie doar să ai puțin atenție, să cauți, să te gândești unde o lași. No, nu o lași chiar unde te-ai oprit cu ea. Și da, e un caz de propunere radicală pentru, mă rog, felul în care s-au făcut lucrurile până atunci, de schimbare de direcție, destul de radicală, care a produs acest schimb de opinii și n-am făcut acolo un lucru, că asta vreau să spun de fapt, n-am făcut acolo un lucru care în mod normal se face și ar trebui făcut. Când ai genul ăsta de propuneri radicale, trebuie întotdeauna să fii pregătit să le moderezi părerile care apar, cel puțin în sfera mea. Da? Adică trebuie să fii pregătit să știi că apare chestia asta, e destul de predictibil, nu e vreo știință. Și trebuie să ai alocate resurse, asta înseamnă oameni, instrumente, metodologie, să știi cum poți diminua conflictul ăsta ulterior. Există tehnici pentru asta, trebuie doar să ți-o programezi, nu înseamnă că e ușor, dar e o chestie care se poate face, da? Trebuie să fii pregătit pentru ea. Deci da, ele apar, conflictele, în mod cert și exact așa cum spunea George Pleșu, dacă nu apar, înseamnă că e radical. Dar există soluții pentru asta, trebuie să programezi chestia asta în ciclul de viață a investiției, ca să zic așa. Adela? Eu vreau să mă întorc la
iarăși, la cunoașterea clasică și vi-l amintesc pe Arhimede cu celebrul dicton: dați-mi un punct de sprijin și pun lumea în mișcare. Cred că totuși o propunere radicală care să nu scindeze are șanse dacă proponentul merge, o să mă repet, la rădăcina lucrurilor, acolo unde se găsește spațiul comun, unde, ca într-o diagramă Venn, cercurile se suprapun. Zona de suprapunere poate să fie pârghia prin care o propunere radicală de inovare, schimbare sau întoarcere la ceva anterior să poată să fie primit cu mai puțină ideologizare, să spunem. Și asta este foarte vizibil în criza sanitară în care trăim acum, de exemplu. Măsurile sunt atât de contestate de către opinia publică sau atât de dezbătute, pentru că n-am reușit ca societate să ne poziționăm în acel spațiu comun din care lumea poate fi pusă în mișcare. Avem binele comunitar, purtatul măștii, de exemplu, care se opune constant cu libertatea individuală. Asta deja ne mută cu un rang deasupra spațiului comun de mișcare și de vindecare, transformare, numiți cum vreți. Dacă din rolul pe care le avem în comunități am reușit să mergem pe rangul inferior, unde este originea temei pe care o dezbatem, posibil să găsim punctul care să miște lumea. Dar e o provocare foarte mare asta. Mihai, dacă vrei să răspunzi și tu. Ești pe mut. Scuze. Adela, ai punctat super, super mișto. Aproape că asta voiam să spun și eu. O să dau așa poate câteva exemple concrete din domeniul meu. În primul rând, un răspuns foarte frontal, să spun, la întrebarea asta: cum să ai o propunere, cum să faci o propunere radicală fără să scindezi comunitățile. În primul rând, trebuie să o ai, livrând-o, pur și simplu. Trăim într-un an în care oamenilor le teamă să își verbalizeze opiniile, de teama bullying-ului, de teama execuțiilor publice sau pe Facebook. Oamenii se tem să mai aibă opinii, iar lucrul ăsta este înfricoșător. Și cred că oamenii trebuie să aibă acest curaj. Deci, în primul rând, nu imun la consecință, pentru că, într-adevăr, o propunere radicală, o opinie radicală sau care merge în răspăr cu, știu eu, o narațiune oficială, trebuie să ai curajul să ți-o asumi atâta timp cât o gândești, trebuie să ți-o argumentezi și trebuie să nu poți decât spera să găsești un interlocutor pentru un dialog. În momentul în care faci o propunere radicală, trebuie să te asiguri că există un spațiu pentru dialog. Dar toate lucrurile astea sunt foarte subiective. Depinde, până la urmă, de capacitatea oamenilor de a ieși din propriile automatisme și de a-l asculta pe celălalt. E o altă problemă nu știu dacă e neapărat a lui 2020, e o problemă, din păcate, generalizată. Oamenii nu se mai ascultă, nu se mai între ei. Oamenii nu se ascultă decât pe ei. Oamenilor le place să vorbească, să se audă vorbind și nu-i mai interesează ce vorbește celălalt. Concret, știu eu, în exercițiul de a programa un festival cum e TIFF-ul care vine, sigur, nu are o programare radicală per se sau 100%, dar există în anumite secțiuni, în anumite puncte din festival, propuneri radicale. Sigur că ele vor scinda. Dar provocarea cea mare este de a găsi acele propuneri radicale care funcționează pe mai multe nivele. La nivelul 1 ea poate scinda. E ca și cum ai pretinde de la un, știu eu, de la un homofob să meargă la un film cu o tematică LGBT, da? Și să probabil că nu va merge din principiu. Dar dacă va merge sau dacă va nimeri întâmplător la filmul ăla, provocarea este să, ca dincolo de această tematică șablonardă, da? Mi se pare etichetarea asta de film, am folosit-o și eu, dar
pentru că vorbim de etichete, așa găsești lucrurile mai ușor pe net în zilele noastre, dincolo de această etichetare, filmul să vorbească, să atingă la un nivel 2, să fie un film despre pierderea cuiva drag și așa mai departe. Mi s-a întâmplat de-a lungul TIFF-ului și asta cred că este un rol pe care TIFF-ul cred că l-a avut de-a lungul anilor, acela de a educa, de a educa în primul rând cinematografic, și am avut nu de puține ori surprize ca propuneri radicale care mă așteptam să bată la uși închise, să fie îmbrățișate în cele din urmă de cei care îmi imaginam eu că nu vor gusta acele propuneri. Contează foarte, e o provocare, într-adevăr, că nici propunerile radicale doar de dragul de a șoca nu sunt ceva de dorit. Trebuie să gândești dincolo de această dorință de a șoca care vine la pachet cu orice propunere radicală în artă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, și pentru că cred că ne apropiem de final ca timp, am să vă rog pe fiecare dintre voi dacă puteți să lăsați participanții cu, nu știu, un gând de final, cu un takeaway pornind și de la temă, dar și de la cum anul ăsta ne-a schimbat într-un fel radical viețile sau ne-a arătat o latură mai radicală a lumii. George, aș lega cumva și de o altă întrebare care a fost adresată tuturor, dacă percepeți o radicalizare a relațiilor pe verticală între generații și cum s-ar rezolva. Și m-aș lega de ce a spus Mihai înainte. Într-adevăr, vorbim mai mult, emitem și mai puțin suntem dispuși să ascultăm, și pentru a reuși ca noi între diverse generații, și aici cred numai la întâlnirea aceasta am avut vreo câteva generații, dacă înainte generațiile erau luate la un interval de 25-30 de ani, acum generațiile, diferența între generație probabil undeva mai jos de 10 ani. Eu, de exemplu, sunt parte din generația care abia în liceu am avut parte de internet. Sunt alții care deja s-au născut într-o epocă unde social media era o realitate. Deci diferențele dintre generații se măresc odată cu progresul tehnologic, pentru că contextul în care fiecare dintre noi ne formăm e diferit. Aceasta face ca relațiile pe vertical între generații să fie din ce în ce mai problematice, pentru că din cauza acestei lipse de empatie, aș spune eu, e din ce în ce mai greu să ne punem în locul celor care, repet, au și vin dintr-un alt context, au fost formați diferit, gândesc diferit. Și atunci singura soluție, și asta este și rugămintea mea, e takeaway-ul pentru final, este să încercăm să empatizăm și să ne punem puțin și în locul celuilalt în momentul în care îl judecăm sau îl etichetăm, pentru a ști cum să-l așezăm în sertarele noastre. Mulțumesc! Rudy, o să te rog pe tine să continui. Eu chiar mă gândeam într-o notă pozitivă, așa că suntem poate așa în lumea asta cu social media și globalizată așa cum e acum, suntem poate pentru prima oară în ipostazia de a vorbi toți în aceeași cameră. Și poate că faptul că încă nu știm să ne ascultăm e doar, mă rog, datorită faptului că suntem stângaci încă în a folosi această posibilitate. Și așa că ne văd în poziția de a... Mă rog, o să învățăm asta, cred, și o să învățăm și să ne ascultăm într-un context din ăsta global, altfel, cumva pe viitor, sper. Adela? Ce experimentăm de mai bine de jumătate de an este, în fapt, o contracție. Și e foarte important să traducem contracția asta din valoarea resimțită a unei capcane, a unei, hai să fiu
radicală și să spun închisoare, să transformăm percepția asta a contracției în invitație la încetinire și într-un fel poate chiar să încercăm să fim biomimetici. Natura și sistemele care au dinamică naturală nu funcționează pe creștere nesfârșită, pe alertă nesfârșită, pe ritm care continuu crește, ci soarele trebuie să apună ca să poată să răsară, iarna trebuie să vină ca să poată să vină primăvara. Trecem printr-o contracție care poate să fie folosită ca respiro, ca punere pe pauză a presiuni, a unor presiuni pe care le simțeam înainte, fără să ne dăm seama că trăim sub ele, și astfel să schimbăm un picuț perspectiva, poate chiar cu un aer proaspăt de regenerare, pentru că cu certitudine nu vom rămâne în acest echilibru precar, vom ieși din această contracție și orientarea înspre celebra luminiță de la capătul tunelului cred că poate să fie foarte revigorantă. Mihai, un gând final? Da, 2020 este un an polarizant. Cred că așa mi-am încheiat și prima intervenție. E un an polarizant, e un an în care s-a vorbit foarte mult de conceptul ăsta de distanțare socială, e un an care i-a distanțat afectiv pe oameni, a distanțat relații, a distanțat prietenii. Mi se pare că într-un an în care tot ce s-a întâmplat a fost și ideologizat, aș îndrăzni să-i provoc pe oameni, folosind din nou ce a spus Adela, povestea cu întoarcerea la rădăcini și încercarea de a gândi ce contează pentru tine cu adevărat, ce te definește cu adevărat, dacă persoana pentru care votezi te definește cu adevărat, dacă persoana pe care o urmărești pe Facebook te definește cu adevărat, dacă ceea ce citești sau filmele pe care le vezi te definesc cu adevărat, dacă prietenii pe care le-ai construit în ani buni te definesc cu adevărat, toate aceste lucruri mi se pare că pentru a ieși din impasul ăsta și din polarizarea inevitabilă pe care a adus-o 2020, e de a avea în primul rând un dialog cu tine, de a te întreba ce contează și ce merită să salvezi din acest an în care s-au pierdut și continuă să se piardă foarte multe lucruri. E o misiune de supraviețuire, de a salva, de a gândi până nu e prea târziu ceea ce contează pentru tine cu adevărat și de a salva pe ultima sută de metri acele lucruri. Mulțumesc! Uitați-mi eu să deschid microfonul acum. M-am obișnuit cu tehnologia. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru gânduri. Mi-am notat câteva cuvinte acum în timp ce vorbeați. Ascultare, empatie, o invitație la încetinire și ideea de apropiere ca un opus la ideea de distanțare. Și sper că și pentru cei care au participat în dimineața asta, cei care au fost alături de noi, că asta a reprezentat ediția specială Creative Mornings și că a fost un moment în care au putut să asculte mai atent, să empatizeze cu poveștile pe care le-au auzit și că au simțit și invitația de întoarcere înspre interior. Adică că lucrurile pe care le-au auzit i-au făcut și să se gândească la ei și la cum merg mai departe. Așa că mulțumesc încă o dată invitațiilor, Adela, Mihai, Rudy, George. Mulțumesc organizatoarelor că au avut încredere în mine și mi-au predat ecranul în dimineața asta. Și pentru că noi comunicăm în timpul ăsta pe WhatsApp, am primit un mesaj pe care nu-l înțeleg și mă bazez pe ele că vor ști cum să facă asta. De final, un grup foto ca să facem un screenshot. Da, este oportunitatea în care să vă vedem pe toți cei care ați participat și cu cana voastră favorită, dacă sunteți de acord să facem un grup foto, eu voi lua screenshot de pe laptopul meu. Uite cum apar deja.
Hello, morning people! Ok, o să fac o dată de două ori și o să vă spun când să ridicați. Și la 3, 2, 1. Bună dimineața!